Am zis să vă arăt acest peisaj din stupina Dacia. Norii sunt roz, roșiatici, cât se poate vedea. Hai să vedem cine a câștigat. Un concurs nereușit din punctul meu de vedere. Mă așteptam la altfel, dar așa au decurs, de asta am oprit voturile, cât s-a votat până acum foarte bine, cât nu s-a votat. Asta e. La următorul concurs vom proceda altfel, și anume prin tragere la sorți. Și atunci toată lumea are șanse egale și mai puțin eu să poată să, știu eu, să înșele sistemul. Am înțeles că unii au fost fără voie, unii au fost cu voie. Și anume, unii au trimis un comentariu, poate au fost rețeaua, poate au încărcată internetul și nu s-au trimis, au mai trimis încă unul. Eu am primit două. No, unde au fost două, am trecut cu vederea. Unde au fost 5, 6 sau mai multe, acolo n-am trecut cu vederea. Și comentariile alea nu le-am luat în calcul. Cum e aici, am pus o steluță. Dar acum nu o să vă arăt peste tot unde am pus steluțe, că nu ăsta e scopul. Nu vreau să critic pe nimeni. Ce ne interesează pe noi, vedeți aici am calculat. 6, 3, 3, 1, 15, 3, 1, 46. 7, am mai găsit încă un comentariu, am pus 8. Na, peste tot. Aici unul am eliminat și îmi pare rău. O să-l trec înapoi. Dar n-are numai, cred că vreo 8. Cred că vreo 8 comentarii. Dar dintre care sunt două persoane care au votat când una, când alta. Când una, când alta, aceeași. Deci stupina 125. Da. Dar nu elimin. Oricum sunt numai 10 comentarii. Câștigurile sunt aici 75, 61, 53, 56, 55 și 53. Astea sunt stupinele. Ia să le notăm. Mi-a spus cineva, mă, Sami, n-ar fi corect să-i elimini pe cei care au votat de atâtea ori. Poate că cineva a vrut să le facă rău și au votat pentru ei de atâtea ori numai ca să le facă rău. Na, nu știu ce să mai înțeleg acum. Dar asta e. De data asta, ei sunt câștigătorii. Data viitoare facem prin tragere la sorți. Și sper să fie mai bine. Eu să vă arăt pixul meu. De la Man Lake. V-am spus că eu colecționez pixuri apicole. Apicole. De la firme de apicultură. Bun. Acum, ce o să vă rog... Ia să mergem așa, cu foaia, no, e o foaie mai, ce avem aici? Rețetă specială pentru hrănirea, pentru hrana roiurilor. Aha, avem aici o rețetă. Și facem în felul următor. Mamă, ce s-o șters, unule. Bun. Poza 122. O câștiga locul 1. Matca numărul 1. Da? 122. Mergem la numărul 2. Uite că pe ăsta nu a plouat și încă e tot aici. Numărul 2, avem 61 de voturi. Poza 98. Scriem aici. La 3, da? Scriem 56. Așa. Ia să mergem la 4 și 5 și să gătăm. Să gătăm cu jocul. Deci aici avem 4. Și 5. Pe cine avem la 4 aici? Cu 55 de voturi, 130, poza 130. Deci,
poza 130. Și la locul 5 avem poza cu numărul 3. 53 de voturi. Acolo. Acolo. Au fost și 5, 42 de voturi, au fost mai multe și cu 46 de voturi. Deci, poza numărul 3. Bun, acum. Opa. Opa, opa, unde fuge? La mine bate vântul. E normal. O să vă rog să-mi scrieți în privat. Deci pe cei care v-am arătat, da? Să-mi scrieți în privat. O să vă cer adresa și o să vă trimit matca în primăvară. Cei mai avantajați au fost câteva persoane, cred că vreo 10 la număr, la care am uitat să le pun poza. S-a întâmplat o eroare, nu știu. Am pierdut pozele, nu știu ce am făcut. Și aceste persoane vor primi câte o matcă cadou din partea mea, pentru că am făcut eroarea asta. Bun. Atât am vrut să vă spun. Un concurs mai poate eșuat, poate nu. Data viitoare facem mai bine. Vă salut. Florele caută să dormă. Își caută un loc. Bun. Vă salut și data viitoare mergem prin tragere la sorți și sperăm să organizăm un pic mai bine. Mulți mi-ați trimis idei cum putem face să tragem la sorți, programe pe internet care calculează singure și o să le iau în considerare și o să facem asta pentru următorul concurs. Vă doresc o seară minunată și toate cele bune. Vreau să vă spun că nu supărat pe nimeni, nici n-o să fiu, nu mă interesează care au votat de mai multe ori, nu țin minte niciun nume, nu o să țin minte, le-am trecut în uitare și nu o să fiu supărat pe nimeni. Și îmi cer scuze și pentru cei care am uitat să le pun pozele, vă fac cadou câte o matcă și vreau să rămânem prieteni, vreau să socializăm în continuare, ăsta a fost și scopul concursului și niciun alt scop. Și a fost ca toată lumea să se înțeleagă bine și, na, poate ajută pe cineva măcile alea. Bun, până data viitoare, o seară bună!